Polițiștii au intervenit la peste 2000 de cazuri de violență în familie semnalate pe rasa județului Telorman în primele 8 luni ale anului, o creștere alarmantă de aproape 1000 de cazuri față de anul trecut, deși numărul ordinelor de protecție solicitate de victime a înregistrat o ușoară scădere. Victimele trebuie să știe că pot beneficia de o măsură suplimentară de protecție prin utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere. Persoana vătămată este întrebată dacă dorește montarea unui dispozitiv electronic, iar dacă aceasta dorește, da, în toate cazurile se va monta respectivul dispozitiv electronic agresorul. Și dacă nu dorește? Dacă nu dorește persoana vătămată, dispozitivul nu este montat. Un astfel de dispozitiv de supraveghere este folosit și în caz de control judiciar sau arest la domiciliu, în anumite condiții dispuse prin lege. Se montează sistemele de supraveghere doar, cum v-am citit și mai devreme, când organele judiciare dispun acest lucru. Până în acest moment, la nivelul județului Telorman, nu s-a dispus o astfel de măsură preventivă pentru care să fie nevoie de montarea unei brățări electronice de supraveghere.